Valoarea investiției fiind totuși mare, 26 de milioane de euro pentru 718 locuri de parcare, de asta m-a interesat să văd în câte sute de ani ne-am recuperat investiția pe care o facem în, în această parcare. Iar, pe de altă parte, întrebarea era dacă am corelat acest plan cu. Cealaltă hotărâre de Consiliu pe care am dat-o cu reabilitarea urbană a bulevardelor Burebista și Decebal, unde am mai alocat alți 8 milioane de euro. Adică ar fi păcat să facem lucrarea aia de atâția bani, după care să o distrugem când facem parcarea asta luată. Fiind o parcare dintr-o zonă foarte aglomerată, ne luăm în calcul că vor fi și vizitatori care vor avea un tratament diferențiat față de locatare din zonă. Sunt foarte multe lucruri de stabilit. Noi deocamdată l-am prevăzut în proiect astfel încât să poată funcționa și într-o variantă și într alta. Evident că ce spuneți dumneavoastră că să fie corelate cele două proiecte, cu siguranță că așa se și întâmplă. Dacă ați observat, chiar dacă avem deja contractul semnat pentru zona pietonală, Lucrările n-au început și n-am dat din de începere până și nici nu se va da până când nu clarificăm și până nu, core, nu ne corelăm cu aceste lucrări uh, ale parcării de sub bulevard. Cât privește devaluare, vreau să vă asigur în această ședință, și o spun la microfon ca să fie înregistrat, obiectivul nostru este să ne ducem cu costurile undeva la jumătate mare parte din costurile astea sunt costuri pe utilități. Adică acolo sunt foarte multe utilități care trebuie deviate. De exemplu, acolo radetul are o instalație veche de vreo 40 de ani, dacă nu chiar mai bine, și care ar trebui schimbat oricum și are niște costuri semnificative. Și eu am avut o discuție cu Dân și... Să financeze dân și atâta vreme cât e o instalație care de mult a depășit durata de viață. Dar, așa cum bine știți, radetul este în insolvență cu probleme financiare și așa mai departe. Discuția trebuie să avem cu primăria generală. Noi am prevăzut toate chestiunile astea pentru a fi acoperiți. Dar vreau să vă asigur că lucrurile vor sta complet diferit. Ele vor fi făcute de societatea primăriei. Și totul că spuneați de transparență, doamna consilier. Ce poate fi mai transparent de atât? Noi chiar publicăm tot ce este legal să publicăm. Sunt anumite lucruri pe care legea nu ne permite să le publicăm, cum ar fi datele cu caracter personal. Am cerut acest proiect. Nu a fost trimis cum trebuie de la început, de vineri. Abia luni a fost trimis OK și nu a fost niciun fel de planșă sau studiul de fezabilitate, astfel încât să ne dăm seama cum ar putea să arate și zona afectată. Acolo sunt toate utilitățile posibile pe planeta asta, toate. De la rețea de înaltă tensiune 110, medie tensiune vreo 9 bucăți, joasă tensiune, avem țef de gaz... Canalizare, rețea principală de apă, rețea principală de canal, curent slab, și de la Neciti și de la uh, Rom Telecom. Nu există vreo nenorocire pe care să nu avem acolo. Noi tragem de dâns și repet de mai bine de șase luni de zile, să ne dea, să ne furnizeze, să gândească, să ne propună niște planuri de deviere, de organizare este foarte complicat pentru că noi ca să vă dăm materiale am tras de dâns și până astăzi să ne pună la dispoziție cât de cât ceva. Vreau să vă spun că ne-au pus la dispoziție, dar cu o estimare din aia grosieră în care eu am speranța și credința în Dumnezeu că o să reușim să le facem la niște prețuri mai jos decât le-au estimat dâns și acolo, dar le-am acceptat în varianta asta pentru că am vrut să avem ceva dumneavoastră, evident, care, mă rog, nu știu cu ce vă ocupați mai exact, dar cu critica noastră asta în mod special, știți că să stai pe margine să critici este foarte simplu. Dar să fii în teren aici și să joci cu adevărat și să încerci să rezolvi dificultățile nu ușoare pe care le avem, nu e atât de simplu. Pe cale de consecință, materialele, chiar dacă au venit cu întârziere, nu din cauza noastră, ele v-au venit. Vă spun direct și deschis că ele nu sunt în formă finală. Ele vor suporta niște modificări pentru că ele vor fi îmbunătățite în mod semnificativ. Asta, da, așa se și prezintă în Consiliu. Varianta cea mai nefavorabilă care ar putea să fie vreodată. Asta vă și prezentăm astăzi aici.